Au trecut 3 săptămâni de când a lovit taifunul Haiyan, iar locuitorii încă se zbat să supraviețuiască. Este unul din motivele pentru care le este greu celor care locuiesc în comunitățile izolate să meargă în zonele unde pot primi ajutor medical și alimente. Mormanele de gunoaie sunt peste tot. Tot mai multe cadavre ies la suprafață, așa cum a fost și trupul nepoatei acestui bărbat, Rico, care ne-a oprit să ne împărtășească durerea sa. Aia este nepoata mea. Am găsit-o de dimineață. Cealaltă nepoată încă lipsește. Ne-am pierdut și casa. Totul s-a dus. Am fost însoțiți de această slujitoare. Ea s-a rugat pentru Rico și l-a invitat la biserică. Mulți oameni, precum Rico, s-au întors la Dumnezeu din cauza tragediei. Chiar și cei mai dedicați slujitori din biserică s-au confruntat cu greutăți și au suferit pierderi. Aici locuiește pastorul Dante și acesta este locul din care cei 3 copii ai săi au fost luați de ape. Ne țineam de bârnele acoperișului când valurile au dărâmat casa și am fost înghițiți de ape. Doar un copil a supraviețuit. Când apele s-au retras, ei au găsit corpurile neînsuflețite ale băieților de 13 și 7 ani, iar trupul fetiței în vârstă de 5 ani a fost găsit a doua zi sub câinele vecinilor care a păzit-o peste noapte. Ne va fi foarte dor de ei. Am muncit foarte mult pentru viitorul lor. Ne-au ajutat în slujire. Hrăneam copiii, dar acum totul s-a dus. Nu știm cum să o luăm de la capăt, dar știm că Dumnezeu nu ne-a părăsit. El are un plan cu noi, fiindcă suntem încă în viață. Dolores suferă și pierderea mamei ei și a altor 13 membri din familie. Am observat o rană la piciorul ei. Am dus-o împreună cu familia la o clinică medicală unde a fost consultată de un medic care i-a curățat rana. I-a fost administrat și un vaccin antitetanos, a primit vitamine și medicamente pentru familia ei. Familia a apreciat timpul petrecut cu consilierii care i-au ascultat și s-au rugat pentru problemele lor. Who listened to them and prayed for their needs. Nu ne-am așteptat ca să vină cineva și să ne ajute. Zâmbetele voastre ne îmbucură inimile. Vă mulțumim că ne-ați mângâiat și încurajat. Este o perioadă foarte dificilă pentru noi, dar noi ne bizuim pe Domnul, pentru că doar El ne dă putere. Ne bazăm pe cuvântul Lui, pentru că doar El ne va întări. L-am visat pe fiul meu și mi-a spus, Tată, nu te teme. Suntem împreună în cer și suntem foarte fericiți. În prima zi de funcționare a spitalului mobil din Filipine, s-a născut un băiețel prematur primit cu mare bucurie de către părinți. I-am pus numele Israel, în semn de mulțumire față de poporul evreu care m-a ajutat să nasc. Evreii au ridicat în acest spital din orașul Bogo, din insula Cebu. Este anexat unui spital filipinez care are doar 3 medici, care tratează 200.000 de oameni. Colonelul Ofer Merin este managerul spitalului mobil israelian. El a spus reporterilor prin telefon că în fiecare zi consultă peste 100 de persoane. Suntem un spital general. Oferim de la cele mai simple până la cele mai complexe tratamente. Echipa israeliană este formată din 125 de persoane, dintre care jumătate e personal medical, iar cealaltă jumătate lucrează pe partea de logistică. Desigur că ținta noastră principală este să tratăm sute, chiar mii de persoane. Dar noi vrem să colaborăm și cu oamenii de aici și să îi învățăm ceea ce știm noi. De obicei, evreii ajung imediat în zonele afectate de dezastre naturale. E vorba de mentalitatea pe care o avem. Când știm că o anumită regiune a fost afectată, lăsăm totul și mergem să oferim asistență oriunde este nevoie. Echipa a ajutat și la renovarea școlii din orașul Bogo, distrusă de către taifun. Elevii și-au reluat deja cursurile. De ani de zile e considerat copilul problema al Angliei. Un erou pentru mulți, stânga britanică l-a catalogat drept rasist și nazist. Este Stephen Lennon, cunoscut ca și Tommy Robinson,
fostul conducător al Ligii Engleze de Apărare. Tommy Robinson a fost un pseudonim pe care l-a adoptat în primele zile ale grupării, când era riscant să fiu un membru al acesteia. I-am luat un interviu înainte să dea vestea șocantă că părăsește Liga Engleză de Apărare. Liga s-a format în Luton în 2009, când militanții islamici au protestat împotriva soldaților britanici care s-au întors din Irak. De atunci a devenit un apărător al democrației, luptând împotriva răspândirii islamului radical din Anglia. Organizația a strâns mii de susținători la demonstrațiile sale, bărbați puternici din clasa muncitoare. La protestele voastre au venit niște bărbați destul de duri. Desigur, comunitățile clasei muncitoare sunt comunități dure. Nu medicii și asistentele se vor împotrivi militanților islamici pe străzile acestei țări. La primul protest, reacțiile din partea comunității islamice au fost destul de violente. Ziarele naționale și televiziunile au prezentat imagini în care apăreau susținători de ai noștri grav răniți. La următorul protest, nu ne-am așteptat ca profesoarele să vină să protesteze împotriva militanților islamici. Un singur gen de oameni se hotărăște să lupte pentru regina și țara noastră și împotriva legii Sharia în Afganistan și Irak. Același gen de bărbați sunt dispuși să își protejeze casele. Dar după an de încercare de a împiedica pe extremiști și naziști să se alăture mișcării, Lennon s-a dat bătut și a plecat, oferind explicații la știrile de seară de pe postul BBC. Timp de 4 ani m-am luptat ca să-i țin pe extremiști și naziști departe de această mișcare. M-am luptat și mi-am dedicat viața acestui scop, dar ei au fost invitați. Am fost dezamăgit de oamenii din organizație care erau în poziții de conducere. Aceiași oameni care mă consideră acum un trădător i-au invitat pe naziști să li se alăture. Mă acuză că l-am bătut pe unul dintre acești naziști în primele zile ale acestei organizații. Când am format o organizație naționalistă, am atras atât oamenii potriviți cât și pe cei nepotriviți. Au fost ani de zile în care am luptat împotriva acestor oameni răi și naziștilor, să scăpăm de ei, să le explicăm că susținem Israelul. Lennon a fost acuzat din nou și din nou că este rasist. Explică-mi de ce sunt un rasist fanatic. Te rog să îmi explici asta. Nu a putut să-mi explice. Pentru că sunt, mi-a spus. Nu sunt rasist doar pentru că spune cineva asta. Această perspectivă și agenda a partidelor extremiste de stânga, în care oricine are o părere diferită de tine este rasist, este motivul pentru care s-au format tot felul de găști. Oamenii nu și-au putut exprima părerea pentru că sunt considerați rasiști. Dacă ești rasist, îți pierzi locul de muncă. Fiina mea este de culoare, nepoata mea este metistă. Poți fi britanic, indiferent de culoarea pielii tale. Lennon avertizează că autoritățile britanice creează contextul unui război civil, permițând răspândirea islamului radical și limitând libertatea de exprimare și protestele împotriva islamului. În această democrație li s-a interzis unor cetățeni să protesteze împotriva islamului timp de 10 ani. Este o țară democratică. Ce mai poți să faci dacă ești scârbit de ce se întâmplă în această țară? Într-un stat democratic, când ești supărat de ceva, îți poți exprima frustrarea printr-un protest pașnic. Când iei de la oameni acest drept, nu mai au ce să facă. Vor fi responsabili pentru crearea unui monstru. Ultimul lucru pe care îl dorim în această țară este un război, dar este inevitabil având în vedere cursul acestei țări. Britanicii nu vor mai răbda prea multe. Chiar dacă a părăsit Liga, Lennon crede în continuare că islamul radical este cea mai mare amenințare la adresa Marii Britanii. Un fost premier, William Gladstone, a spus că nu va exista pace pe pământ atât timp cât există Coranul, acea carte blestemată și care incită la violență. Winston Churchill a spus că islamul într-un om e ca turbarea într-un câine. Dar David Cameron spune că islamul este o religie a păcii. Ce s-a schimbat? Coranul nu s-a schimbat. Acum că bărbatul cunoscut ca Tommy Robinson a plecat din ligă, există temeri că această grupare ar putea deveni exact ceea ce este acuzată că este, o colecție violentă și periculoasă de supremaciști neonaziști. Lennon spune că abordează o nouă strategie în care lucrează cu musulmani moderați, în speranța că mai mulți oameni vor auzi mesajul său. Chiar dacă a părăsit Liga Engleză de Apărare, Stephen Lennon trăiește zilnic sub presiunea amenințărilor cu moartea. Sunt speriat de amenințările cu moartea. Oamenii vor să mă ucidă și să mă atace. Normal că mă tem, altfel nu aș mai fi om. Dar mă tem îngrozitor pentru următoarea generație a acestei țări, pentru istoria, cultura și generațiile acestei țări care sunt atacate. It's all under attack.
Anul trecut, Erin Stevens, soția unui pastor din Tennessee, a avut un mesaj surpriză din partea lui Dumnezeu la finalul a 21 de zile de post. Am simțit că Dumnezeu îmi spune, du-te și hrănește fetele care fac striptease. Știam că e de la El pentru că eu nu aș fi gândit așa ceva. Nu am fost niciodată într-un astfel de club. Nu știam pe nimeni de acolo. De ce aș fi făcut asta? Dar ea a scris mesajul în jurnal și s-a dus la telefon. Am sunat managerul general de la cel mai mare club de striptease din Nashville. I-am spus că vreau să vin să le dau fetelor de mâncare. Nu voi predica, vreau doar să le arăt dragostea lui Dumnezeu într-un mod practic. Nimic mai mult. Nashville este capitala muzicii country, dar are și o parte întunecată, având câteva zeci de cluburi de striptease. Soțul lui Erin spune că acel club a acceptat în mod uimitor oferta soției sale. Ei au primit-o cu brațele deschise. Am întrebat-o, poți veni joia viitoare? Ne-am bucurat să te avem. De atunci ea vizitează clubul în fiecare joi. De câteva luni împreună cu cei trei băieți pe care îi educa acasă, ea împachetează cadouri pentru fete, dar încă nu au început să le evangelizeze. Nu am dus niciodată o Biblie cu noi, nici măcar o broșură. Doar am vorbit cu fetele despre viețile lor. Luni de zile, Erin a fost credincioasă chemării de a hrăni striptezele. Pregătea mâncarea acasă și mergea la club, chiar dacă nu a avut rezultate. Până când, într-o zi, o tânără din orașul Antioch a făcut ca efortul ei să merite din plin. E vorba de Catherine, cea mai sceptică față de vizitele lui Erin. Mă gândeam că va începe să ne predice și că îmi va da tratate despre iad, despre cum să ajung în rai sau că îmi va da o Biblie. Dar n-a făcut asta. Here's a Bible, go pray, something, and she didn't. O anumită vizită i-a dat lumea peste cap. Într-o zi a adus pachete cu produse Mary Kay. Avea lacrimi în ochi și mi-a spus, nici nu știi cât de mult mă bucur, folosesc de mult produsele Mary Kay, dar acum nu mi-i mai permit. Este ceva ieșit din comun. De ce ne iubești fără să vrei ceva în schimb sau să plătim pentru ce ne dai? De ce nu ne predici? M-am uitat la ea și i-am spus, pentru că ai valoare în ochii lui Dumnezeu și în ochii mei. Catherine nu a vrut să fie stripteză și nu îi plăcea mediul în care lucra. Din cauza clienților, nu-mi doream decât să mă retrag în cochilia mea și să mă ascund. Beam foarte mult. Trebuia să beau ca să pot lucra. Cuvintele lui Erin au urmărit-o peste tot. Dumnezeu te iubește așa cum ești, unde ești, indiferent de ce ai făcut, de câte ori ai făcut ceva. El consideră că poți fi iertată complet. Catherine a început să creadă ce îi spunea Erin despre biserică. Sunt și foste stripteoze, oameni care au consumat pornografie, care au fost dependenți de ea. Nici nu o să te remarci printre aceștia. Catherine a mers într-un final la biserică, iar în acea duminică a fost botezul unui grup mai nonconformist. Aveau tatuaje, părul vopsit și erau de diferite rase. Ei spuneau că l-au pe Isus în viața lor, că trăiesc pentru Isus. M-am întrebat de ce nu pot și eu să fac asta. Ea s-a lăsat imediat de dansat. Primul pas era să părăsesc clubul și asta am făcut în acea zi. Mi-a spus, Erin a plecat de acolo, l-a primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Erin a prezentat-o imediat unei persoane care recruta angajați. Imediat mi-a prezentat vreo 40 de oportunități. Cineva de la biserică i-a găsit un loc de muncă. Ea va absolvi în ianuarie cursurile de criminologie. Vrea să devină polițist. Catherine o însoțește acum pe Erin la clubul de striptease. A ajuns la nivelul în care poate să se întoarcă acolo și să slujească. Iar striptezele au început să o asculte. Cred că m-au văzut radind de bucurie, că am scăpat de depresie, de alcool și că l-am invitat pe Iisus să-mi controleze viața. Erin a fost criticată fiindcă s-a împrietenit și petrece timp cu astfel de femei. Știți ceva? Ele nu vor asculta până când nu vor ști cât de mult le iubim. Iisus a spus că noi vom fi recunoscuți ca urmași ai Lui dacă vom iubi. O persoană care a avortat, care consumă pornografie sau care este dependentă de ceva, nu este dușmanul nostru, nu este dușmanul bisericii, este câmpul nostru de misiune. Așa cum Iisus este cunoscut drept prietenul păcătoșilor, Erin Stevens, o mamă care își educă copiii acasă, merge în cele mai întunecate părți ale orașului Nashville și devine cunoscută drept prietena striptă. Este o poruncă biblică antică, dar respectată până în ziua de azi. Unii o consideră o excursie în care se simt ca acasă. Ne aflăm în suca noastră, care este casa noastră timp de o săptămână, cât durează sărbătoarea corturilor.
of the Feast of Tabernacles, Sukkot. La fel ca mulți alți evrei din întreaga lume, Seth și Tena Ben Hain construiesc în fiecare an o suca sau o colibă în balconul apartamentului lor din Ierusalim. În primul rând, ne ajută să ne amintim de exodul din Egipt, de cum au rătăcit strămoșii noștri prin deșert timp de 40 de ani, fără să aibă adăpost permanent. Dar ne amintește și de faptul că Israelul nu este destinația noastră finală. Spune-ne despre această suca. Cum construiești o astfel de colibă? De ce? Altfel am fi la adăpostul caselor noastre. În aceste colibe trebuie să ne amintim că, până la urmă, suntem sub protecția lui Hashem. Majoritatea colibelor sunt decorate de copii. Familiile mănâncă, dorm, studiază și se roagă împreună în aceste case temporare timp de o săptămână. În ciuda disconfortului, este considerat un timp de mare bucurie. Te concentrezi mai mult pe lucrurile importante, cum ar fi relațiile. Noi studiem cuvântul și discutăm cu copiii despre credincioșia lui Dumnezeu. Jonathan și sora lui Rebecca se bucură așa de mult de această sărbătoare încât și-au transformat casa din copac într-o suca. And that too. That's very pretty. So you decorated your suka up here. Un alt element al sărbătorii corturilor este consemnat în Levitic 23. Evreii trebuie să aducă fructe speciale și ramuri de palmieri ca să se bucure înaintea Domnului. Noi le închinăm lui Hashem în rugăciune în fiecare dimineață. Le fluturăm în diferite direcții și ne uităm în sus. Și acoperișul ne reamintește să ne uităm în sus, pentru că de acolo vine ajutorul. Mișcarea străjerii a început în urmă cu 7 ani, iar la prima întâlnire, deși au fost lansate 1800 de invitații, s-au prezentat doar 70 de persoane. În prezent, această mișcare a impactat prin diverse acțiuni aproximativ 70.000 de persoane, atât din țară cât și de peste hotare. În această toamnă, străjerii au strâns din nou rândurile și au pornit un lanț de post și rugăciune de 70 de zile, care a culminat în capitală cu conferința intitulată Celebrare. A venit oferta aceasta cu București, tocmai în perioada în care am pus pe site-ul străjerilor post și rugăciune pentru centru creștin Haru. Domnul ne-a spus: toată mișcarea voastră, toată truda voastră, toată oferta voastră, dacă nu mișcă Bucureștiul, s-ar putea să fie ca o haină nouă, dar cu spatele peticit. Și am înțeles foarte bine că trebuie să înceapă de aici. Cei 7 ani de când noi ne întâlnim înseamnă mult, este cifră profetică, și au trecut 7 ani și iată că a venit vremea să îmbrăcăm o haină nouă. Și am zis, ăsta e momentul. Este conferința celebrării pentru că l-am celebrat pe Domnul Iisus Hristos, pe melul care a fost junghia și a răscumpărat prin sângele lui oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și a făcut din ei un părinte și preoți pentru Dumnezeu. Tot universul îl celebrează. Este o conferință îndreptată către Dumnezeu, nu către oameni, și motivul laudelor este lucrarea Domnului Iisus Hristos, este jertfa desăvârșită, completă de la Golgota. De ce celebrare? Fiindcă îl celebrăm pe El pentru lucrurile care au fost, care sunt și care vor fi. In Acts 17:6, în Fapte 16:6, it said, and these men came to this city. Ni se spune despre ucenici când au venit într-un anumit oraș. And they turned it upside down. Au răsturnat orașul cu susul în jos. God is calling you to turn the city upside down. Dumnezeu te cheamă pe tine ca să răstorni orașul cu susul în jos.
Conferința celebrare a avut loc într-un climat în care în București se aflau deja în desfășurare alte două inițiative de mijlocire pentru trezirea capitalei și a poporului român, intitulate 100 de zile de rugăciune pentru București și maratonul de 100 de ore de rugăciune. De ce la București? La București, pentru că în București a început un maraton de 100 de zile de post și rugăciune și suntem la mijloc, la mijloc. Este în a 50 ceva zi din numărul celor 100, fiindcă Dumnezeu a început deja o mare trezire spirituală în București. N-a fost niciodată în istoria Bucureștiului, în istoria Bisericii Evanghelice din țara noastră, un lanț de post de 100 de zile și rugăciune în București. Este un început care se va extinde. Nu putem să dăm decât slavă Domnului, fiindcă tot în moment, în paralel cu întâlnirea noastră, la câțiva kilometri a fost 100 de ore de laudă și închinare și rugăciune non-stop, unde sute de tineri s-au adunat și au stat zi și noapte, 100 de ore. Nu este coincidență, 100 de zile de post și rugăciune, 100 de ore de laudă și închinare de rugăciune non-stop. La sfârșit, dacă facem o evaluare, pot să spun doar atât. Domnul a biruit, Domnul stăpânește și slava Domnului acoperă pământul, acoperă Bucureștiul. Împărăția lui Dumnezeu a venit peste noi. S-a evit încercarea care a venit peste centru creștin, de aici vorbând cu fratele Ceuț a spus, noi suntem în 70 de zile de post și rugăciune. După 7 ani, vin 70 de zile de post și rugăciune și am zis, putem să fim acolo, să celebrăm. Oare pentru ce am postit, pentru cine a rugat, pentru ce luptăm de 7 ani de zile? Oare n-a venit și vremea bucuriei? Să vă întăriți în putere prin Duhul Sfânt în mintea voastră, în așa fel în Hristos, încât Hristos să locuiască în inima voastră. Jesus said the Holy Spirit would lead you. Biblia spune că Duhul Sfânt ne va conduce. How many mornings do we get up and say, Holy Spirit, will you lead me? Câți dintre noi atunci când ne trezim îi spunem Duhule Sfânt, vrei să mă conduci? Holy Spirit, lead me today. Duhule Sfânt, condu-mă astăzi. Holy Spirit, lead me today. Duhule Sfânt, direcționează-mă astăzi. În cadrul conferinței celebrare, pe lângă învățătură, participanții au avut parte și de slujire personală, rugăciuni de proclamare și revelație profetică. Iar toate acestea au dat naștere la noi mărturii. Lasă să te atingă, da, lasă să te atingă, lasă să te atingă și vei fi eliberat. Lasă să te atingă, lasă să te atingă, lasă să te atingă, vei fi binecuvântat. Anumiți oameni care au venit de peste ocean, care au spus, am fost surprinși de Domnul strict de mult și îmi doream un moment ca acesta, dar nu am îndrăznit să cred că ar fi posibil chiar acum. Și s-a întâmplat chiar acum. Și au fost oameni din state și au fost oameni din Australia aici, din Europa, care au spus, căutam de mult. Au venit atâția oameni care, în momentul în care au trecut pe aici, pe sub tunel, spuneau și eu îi împingeam să nu se oprească, că lumea era multă la rând. Este interesant. Niciodată n-am experimentat. Unul că l-a fulgerat în coloană, altul că deodată a primit lumină, altul că văd altfel, aud altfel, gândesc altfel. Adică de ce? S-a întâlnit cu cuvântul. Și cuvântul acesta este adevărul. Și adevărul cum a făcut pe mine liber și pe tine, eu cred că face București și face România liberă. A și făcut. Rostim peste țara noastră o vreme de înviorare și o vreme de pace. Și locul acesta îl declarăm închinat Domnului. Îl declarăm sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu. Te rugăm, dă la o parte orice bariere, dă la o parte necredința și ajută-ne să-ți vestim cuvântul tău și să-l credem întru totul. Dă, Doamne, vremuri de trezire peste biserica ta din România. Îți mulțumim, Doamne, pentru lucrarea care a început în țara aceasta. Doamne, știu că Tu ești Cel care poți să transformi caracterul unui om, dar și caracterul unui popor. Și vrem, Doamne, ca dacă până acum s-a vorbit despre poporul acesta ca fiind marginea Europei și coada Europei, știm, Doamne, că el poate să fie fruntea Europei. Îți mulțumesc că ai făcut din noi o seminție aleasă, un neam sfânt, o preoție împărătească, un popor pe care Tu ți l-ai ales, Doamne, ca să vestim lucrările Tale cele mari și minunate. Mai rog, Doamne, Tată, și rostesc aceasta ca Tu să oprești exodul
se oprește exodul, Doamne, se oprește exodul și tinerii să rămână acasă și bărbații să rămână acasă și copiii să rămână acasă. Mă rog în mod special pentru bisericile din diaspora, Doamne, ca Tu să torni Duhul Sfânt peste ele și peste tot unde au ajuns copiii Tăi să întoarcă lumea pe dos, să întoarcă lumea pe dos. Este trezirea spirituală care a început în țara noastră, este focul trezirii spirituale care se răspândește în toată lumea. Lasă să te atingă, da, lasă să te atingă, lasă să te atingă și vei fi eliberat.